Salutare! O să facem astăzi algoritm care lucrează cu tablouri unidimensionale. Planul meu este să rezolvăm câteva probleme împreună, după care o să ne uităm și pe câteva grile care s-au dat la examenul de admitere. Înainte de a începe, am pus pe ecran câteva observații care sunt luate din examenul de admitere și atunci toate problemele pe care o să vi le propun respect aceste observații, și anume că operațiile se efectuează pe tipuri de date nelimitate, șirurile se numerotează începând de la 1, dacă avem restricții, atunci ele se referă la valorile parametrilor actuali la momentul apelului inițial al unei funcții, și ultima, o subsecvență a unui vector este formată din elemente care ocupă poziții consecutive. Bun. Și să vedem prima problemă. Avem așa, un șir format din n numere întregi și trebuie să determinăm dacă acest șir este palindrom. Avem câteva exemple și aș vrea să hotărâm, să stabilim împreună dacă șirurile respective sunt sau nu palindrom și ulterior să scriem și algoritmul. Dacă probabil că ați întâlnit noțiunea asta, dar doar ca să ne asigurăm, un palindrom înseamnă că elementele se repetă la capete opuse. Avem aici 1 cu 1, 2 cu 2, în următorul exemplu avem 15 cu 15, 9 cu 9 și tot așa. Și acum la primul am răspuns eu, și anume că este palindrom. Haideți să vedem al doilea. Dacă mă ajutați să verificăm dacă este palindrom sau nu, ce părere aveți? Este sau nu este? Este. Este. Bun. Ce facem cu al treilea? Cele de până acum, primele două, au avut un număr impar de elemente, acum avem un număr par. Mai este acest șir palindrom sau nu? Este. Este, este. Bun. Și aici, unde avem un singur element? Și ăsta ar trebui să fie. Și ăsta este. Următorul nu este. Și dacă ne uităm cu foarte mare atenție și la ultimul, deși la prima vedere poate să ne păcălească, observăm că nici acesta nu este, pentru că avem aici un 5 pe care nu-l regăsim în a doua jumătate. Bun. Și acum să vedem cum putem verifica într-o manieră generică, dacă un șir de numere întregi este palindrom. Idei? Sugestii? Facem un for cu două variabile, i care pleacă de la 0 și j care pleacă de la n minus 1 și mergem până la jumătatea șirului și verificăm dacă a de i egal cu a de j. Și dacă nu, folosim un OK. Și dacă OK-ul ăla devine 0, îl inițializăm OK-ul cu 1. Dacă OK-ul devine 0, atunci înseamnă că șirul nu e palindrom. Bun, deci avem un OK pe care îl inițializăm cu 0, da? Sau cu 1. Să presupunem că șirul e palindrom. OK. Deci inițializăm cu 1, presupunem că șirul este palindrom, după care parcurgem cu 2 indici. Cum facem asta? Hai să scriem cu pentru. I. Așa. 0. Cu 1. Am zis că toate șirurile se numerotează de la 1. Atunci cu 1. Așa. Și virgulă j egal cu n. N. Bun. I mai mic sau egal decât n pe 2. Bun. Și j mai mare sau egal cu n pe 2. Ok. Și atunci o să fie i plus plus. Și j-ul scade. Ok. În situația asta, dacă mergem cu i-ul până la n pe 2 inclusiv și cu j-ul până la n pe 2 inclusiv, ce o să se întâmple în cazul în care avem n-ul impar?
Să luăm primul caz. N-ul e 5 aici, da? Pornim cu U de la 1 și mergem până la N pe 2. 5 div 2, care e 2, da? Deci o să meargă până la al doilea element. Și J o să meargă... Cât o să meargă J? Tot până la al doilea. Ok, deci o să meargă 1, 2... 3 și 2. 3 și 2. Și asta ne dorim? Nu. Atunci am putea să scriem I mai mic sau egal cu N plus 1. În cazul ăla. Doar că ar trebui să verificăm dacă N-ul e par sau impar. Ok. Deci, pentru N egal cu 5, primul caz, noi avem nevoie N-ul e impar, avem nevoie ca I-ul să meargă primele două elemente și J-ul ultimile două. Deci I-ul trebuie să fie mai mic egal decât M pe 2 și J-ul cum trebuie să fie? Până unde trebuie să meargă? Tot până la 2 inclusiv. Tot până la 2 inclusiv? 2 poziția a doua sau elementul 2 ăsta? Elementul 2 din cealaltă parte a tabloului. Așa, care este pe poziția 4. Deci cum ajungem la el? Ce condiție punem? N minus 1. Pentru cazul ăsta în care e 5. Dar dacă ne uităm la cazul în care N-ul e 9, avem nevoie să meargă ultimile 4 elemente. J mai mare strict ca N pe 2? Asta ar trebui să ne rezolve problema. Pentru că, deși J-ul e strict mai mare decât M pe 2, M pe 2 e 2, ceea ce înseamnă că J-ul o să ajungă și la 3, I-ul se oprește aici și atunci pasul ăsta nu o să se mai execute pentru N impar. Pentru că se termină I-ul. E în regulă? Da. Bun. Și atunci, execută și facem verificarea, da? Dacă X de I este diferit de X de J, atunci acest OK pe care l-am luat inițial să fie 1 devine 0. Avem nevoie de un alt fel? Nu. Nu avem nevoie. Putem să închidem dacă și închidem la sfârșit pentru și returnăm OK sau da dacă OK e 1, nu dacă OK e 0. Hai să spunem că returnăm OK. Alte idei. Cum mai putem să rezolvăm această problemă? Putem merge cu stânga și dreapta? Așa. Și cu stânga să începem 1 și dreapta să fie N. Și ne ducem până când stânga e mai mic decât dreapta. Cât timp? Stânga e mai mic decât dreapta, nu? Ok. Cam așa ceva, nu? Doar că le spunem stânga și dreapta în loc de I și J. Și pornim cu stânga de la 1, cu dreapta de la N. Cât timp stânga e mai mic decât dreapta, dacă sunt diferite, ori returnăm fals, ori folosim aceeași variabilă, ok. Stânga creștem, dreapta descreștem. Da. Bun. Și ultima întrebare. Putem să facem această verificare folosind un singur indice? Da. Da, putem. Cum? Păi, dacă înlocuim, de la cum a spus colega, facem numai doar cu I până la N pe 2 și înlocuim dacă în loc de I de J facem N minus I plus 1.
Deci, cu i-ul mergem până la m pe 2, i-ul crește, folosim condiția, așa, și aici avem? N minus i plus 1. Bun, super. Toată lumea de acord? Da. Bine. Și acum, dacă am văzut cum se verifică dacă un șir este palindrom, următoarea problemă spune că avem un șir format din numere întregi și trebuie să se determine câte numere trebuie adăugate în șir pentru a-l transforma în palindrom. Avem iarăși câteva exemple. Exemplul ăsta l-am avut și la problema trecută și era palindrom, ceea ce înseamnă că nu trebuie adăugat niciun număr. Aici, pentru șirul 1, 2, 3, câte numere trebuie să adăugăm ca să devină palindrom? Numărul minim de numere care trebuie adăugat. 2. Aici, pentru 1, 2, 2? 1. Ăsta am zis că e palindrom, deci nu adăugăm nimic. Pentru 1, 2, câte numere trebuie să adăugăm? 1. Bun. 3, 4, 5, 6? 3. Bun, mai departe. Avem aici 3, 4, 5, 6, 5, 4. Ne lipsește doar 3-ul din față, deci trebuie să adăugăm unul singur. Și aici avem 3, 4, 6, 5, 4, 3. Cum putem să-l facem palindrom? Adăugăm un 6 după 5. Așa. Și mai e o variantă? Adăugăm un 5 înainte un de 6. Un 5 înainte de 6. În ambele cazuri e nevoie de un singur număr. Și acum, cum scriem asta? Date de intrare, primim tot șirul și numărul de numere din șir. Facem același algoritm, numai că în loc de OK punem un contor. Același algoritm, care variantă vrei să o folosim? Nu știu, primul. Primul, cel cu doi indici, da? Bun, și aici în loc să îi spunem număr care pornește de la 0, atunci număr plus plus în cazul în care sunt diferite. Da? Așa. Da. Bun. Haide să luăm, uite, cazul ăsta, al doilea. 1, 2, 3. Cum indicii pornesc unul din stânga, unul din dreapta, o să ne verifice 1 cu 3, o să vadă că nu sunt egale. Crește numărul la 1 și apoi ce o să se întâmple? I-ul merge până la m pe 2, n-ul e 3, deci i-ul o să fie 1 și atât. O să facă acest pas în care o să compare 1 cu 3 și o să se oprească. Deci la finalul algoritmului, numărul nostru o să fie 1. Și nu asta ne dorim. Corect? Da. Și atunci, cum putem să facem să ne asigurăm că sunt acoperite și aceste cazuri? Luăm și elementul din mijloc. Ok. Hai să mergem tot pe exemplu ăsta. Deci am comparat 1 cu 3. Am obținut că trebuie să adăugăm un număr. Și luăm pe 2 și ce facem cu el? Adăugăm și pentru el un număr. Asta spui? Că luăm numărul din mijloc?
Nu întotdeauna. Trebuie să ne dăm seama cum. Mm-hmm. Bun. Haideți să ne uităm la exemplu ăsta, de exemplu. 1, 2, 2. Aici, 2-ul este dublat și atunci noi trebuie să adăugăm doar 1. Dacă am folosit ce am folosit înainte și am verificat indicii de la poluri opuse, am comparat 1 cu 2, nu sunt egale și ne-ar spune că trebuie să adăugăm un număr. Dar, de fapt, noi trebuie să adăugăm numărul respectiv. Nu pentru că, adică trebuie să-l adăugăm pentru că 1 nu are pereche, 2 are pereche. Nu este un număr diferit în mijloc. Numărul din mijloc are pereche și atunci noi trebuie să-l adăugăm, să adăugăm perechea primului. Sau dacă ne uităm la acest exemplu, verificăm 3 cu 3, funcționează, verificăm 4 cu 4, funcționează, verificăm 5 cu 6, nu funcționează, dar nu putem să ne dăm seama de ce nu funcționează. Sau putem să ne uităm la acest exemplu, 3, 4, 5, 6. Verificăm 3 cu 6, vedem că nu sunt egale, creștem numărul la 1, verificăm 4 cu 5, vedem că nu sunt egale, creștem numărul la 2. Și ne oprim aici. Dar, de fapt, noi avem nevoie de 3 numere de adăugat. Pare dacă am crește n-ul cu 1, când găsește. Și atunci să continuăm să parcurgem așa, cu doi indici. Ar trebui să parcurgem doar cu un indice. Ok, și cum facem asta? Luăm un indice, începem cu el de la 1, nu? Da, și mergem până la n pe 2. Așa. Și atunci verificăm dacă x de i diferit egal cu x de n minus 1. X de n minus 1. Și no, dacă minus sunt... Minus i, mă scuzați. Minus i. Așa, și dacă sunt diferite, creștem numărul și ce mai facem? Și ar trebui să creștem n-ul. Bun. Hai să luăm exemplul ăsta cu 3, 4, 5, 6. Începem cu 3-ul, o să meargă până la n pe 2, adică primele două poziții i-ul, da? Luăm 3, îl compară cu x de n minus i, n-ul e 4, i-ul e 1, deci o să ne-l compare cu al treilea element. Și atunci, cum ar trebui să fie aici? N minus i plus 1. Așa, pentru că începem de la 1. Bun. Deci 3-ul îl compară cu 6, vede că nu sunt egale. Și atunci crește numărul și n-ul crește la 5. I-ul trece la a doua poziție, 4, și o să-l compare cu n, care acum e 5, minus 2, adică 3, plus 1. O să ne-l compare cu ultimul. Vede că nu sunt egale, creștem numărul, creștem n-ul. Acum n-ul a devenit 6, i-ul merge până la n pe 2 inclusiv, deci putem să trecem
la 5 și o să ne-l compare pe 5 cu x de n, care e 6, minus 3, 3 plus 1, 4. Adică cu ăsta. Vede că nu sunt egale, crește numărul și mai crește n-ul încă o dată. La 7, n pe 2 e tot 3, deci se oprește algoritmul. Și o să avem 3 numere. E ok? Pentru exemplu cu 1, 2, 2. O să mai funcționeze acest algoritm. Nu cred. De ce? Ce o să facă? O să verifice 1 cu 2. Nu sunt egale. Numărul crește la 1. N crește la 4. Cum n-ul a crescut la 4, înseamnă că U poate să meargă pe poziția 2. O să verifice 2 cu 2 cu 2. 2 cu 2, care sunt egale, U o să crească, o să se termină pentru, deci rezultatul o să fie corect, 1. E toată lumea de acord cu soluția asta? Da. Mai avem aici o soluție alternativă care lucrează cu doi indici și cu un cât timp, care poate să fie un pic mai ușor de urmărit. Pornim cu un indice de la 1, cu celălalt de la n, poli opuși, mergem cât timp stânga e mai mic decât dreapta. Dacă cele două numere, cele două elemente ale șirului sunt egale, atunci schimbăm și poziția de început și poziția de final, creștem stânga, scădem dreapta și aici scădem n-ul. Pentru că avem nevoie, nu știu, să luăm acest exemplu, ăsta. Verifică 3 cu 3 sunt egale. Ceea ce înseamnă că următoarele numere nu trebuie nici 4 să-l verificăm cu 3 ăsta, nici 4 de la coadă să-l verificăm cu primul 3. Și atunci creștem indicii și scădem și n-ul. Și dacă numerele nu sunt egale, verificăm dacă stânga este egal cu dreapta minus 1. Dacă stânga este egal cu dreapta minus 1, înseamnă că am verificat ultima pereche care putea fi verificată. Și în cazul ăsta trebuie să resetăm dreapta. Altfel, pur și simplu scădem. Și atunci ce face algoritmul ăsta de fapt? Hai să ne uităm la exemplul ăsta. Îl ia pe 3, verifică cu 4. Nu sunt egale, verifică cu 5. Nu sunt egale, verifică cu 6, nu sunt egale și tot scade până ajunge să verifice această pereche. Vede că nu sunt egale nici cele două și atunci, clar, 3-ul trebuie introdus în șir ca să devină palindrom și ajungem pe ramura de aici. Creștem stânga, ne-am dat seama că 3-ul ăsta nu are pereche în șir și atunci putem să trecem la următorul element. Creștem numărul, pentru că asta ne spune 3 nu are pereche în șir, deci avem nevoie să introducem un număr. Și ne ducem cu dreapta din nou la capăt să putem verifica.
aici e n și nu n minus 1, că lucrăm cu indici de la 1. E clar pentru toată lumea? Da. Bun. Super. Hai să mai vedem. O problemă care are legătură tot cu un șir palindrom. Avem iarăși un șir de numere întregi pe care trebuie să-l transformăm în palindrom, dar de data aceasta făcând îmbinări. Îmbinări înseamnă că înlocuim două elemente cu suma lor. Pentru primul caz, de câte îmbinări avem nevoie ca să-l transformăm pe șirul X în palindrom? 0. 0 pentru că deja este. La al doilea exemplu. 1, 4, 5, 1. O singură îmbinare? Așa, și cum o să arate șirul final? 1, 9, 1. 1, care e palindrom. Deci avem o singură îmbinare. Următorul șir. 11, 14, 15 și 99. Trei îmbinări. Și cum o să arate șirul final? Suma tuturor numerelor, exact. Pentru că nu putem să îmbinăm nici cum două numere încât să ne dea egal cu un alt număr prezent în șir. Pentru 3, 4, 6, 5, 4, 3. O îmbinare. O îmbinare și atunci o să avem 3, 4, 11, 4, 3. O singură îmbinare. Și pentru 1, 2, 2. Două îmbinări și atunci șirul final o să conțină un singur element și anume suma lor. În baza a ce am rezolvat până acum, cum putem să rezolvăm problema aceasta? Verificăm dacă două elemente consecutive nu sunt egale, atunci le adunăm. Nu neapărat consecutive, de la stânga la dreapta. Ok, deci folosim doi indici, stânga și dreapta. Condiția de cât timp rămâne aceeași, cât timp stânga este mai mică decât dreapta. Și acum, dacă nu sunt egale, le adunăm între ele. Haideți să ne gândim întâi ce facem dacă sunt egale. Hai să ne uităm la exemplul ăsta de aici. Verificăm 3 cu 3, sunt egale, după care trebuie să verificăm 4 cu 4. Deci dacă sunt egale, ce trebuie să facem? Să creștem stânga și să scădem dreapta. Bun. Ei, și acum, dacă nu sunt egale, ce facem? Să adunăm stânga cu dreapta. Să adunăm stânga cu dreapta. Și să le punem unde? Sau doar numărăm în binare? Sau modificăm elementul din stânga, modificăm elementul din dreapta, unde punem suma lor? Putem pune pe stânga, pe elementul din stânga.
x de stânga o să devină x de stânga plus x de dreapta. Așa spuneți, da? Da, și pe x de dreapta îl scoatem din tablou, nu? Ok, să presupunem că avem o funcție care face asta și o să-i spunem șterge din x de pe poziția dreapta și indicii modificăm? Da. Cum? Cei din dreapta x-ului îi scădem cu 1 la fiecare element din tablou. Asta, deci cei din dreapta, stai, x-ul e tablou. Da. Așa. Și cei din partea dreaptă relativ la mijloc sau cum? La elementul pe care l-am îmbinat. Scadem indicii ca să nu mai fie, să nu să-l scoatem pe pe x-ul care a fost de dreapta. Bun, dar asta presupunem bine că facem minus minus. Asta presupunem că se întâmplă în funcție. Că se mută elementele. Și facem n minus minus. Ca să nu mai mergem la elementul care a fost în dreapta. Da. Ok. Toată lumea de acord cu soluția asta? Am o întrebare. Da? Dacă avem șirul 1, 3, 4. Da. Atunci ar trebui să facem o îmbinare. Ba da. Și pe algoritmul ăsta o să îndea una? Că nu facem... Hai zi. Asta așteptam. Bun, deci aici avem nevoie de o singură îmbinare, că o să iasă 4 cu 4. A, deci șirul rezultat o să fie 4, 4. Și atunci avem nevoie de o singură îmbinare. Conform algoritmului pe care îl avem scris aici, o să verifice stânga cu dreapta, adică 1 cu 4. Ele nu sunt egale și atunci șirul din 1... 3, 4, va deveni 5, 3. Și o să trebuiască să mai facem o îmbinare și o să ne dea 8 șirul final. Dar noi, de fapt, putem să-l facem palindrom cu o singură îmbinare între 1 și 3. După n minus minus să punem dreapta egal cu n? Deci, după n minus minus, aici, să punem dreapta egal cu n și se modifică problema noastră? Problema noastră, în momentul de față, e că ne îmbină 1 cu 4. Rezolvă asta problema. Noi tot facem aici îmbinare. Deci tot o să ajungem la 5 și 3, indiferent unde mutăm dreapta ca să o folosim ulterior. Am putea să facem pe cazuri, pentru că noi acum limităm algoritmul la a îmbina doar stânga cu dreapta în loc să, îmbinăm doi termeni consecutivi, de exemplu. Am putea lua pe cazuri. Așa. Spune. De exemplu... X, să verificăm dacă x de stânga plus x de stânga plus 1 egal cu x de dreapta.
am putea verifica asta și atunci am putea încerca să facem în binarea asta. Și dacă nu merge, încercăm pe dreapta aceeași chestie. Pentru că am observat în majoritatea șirurilor că merge de multe ori să le adunăm cele care sunt aproape una de cealaltă. Bun. Deci, verificăm dacă x de stânga plus x de stânga plus 1 este egal cu x de dreapta, atunci cum se modifică? Atunci x de stânga plus 1 egal cu x de stânga plus x de stânga plus 1. Ok. Și îl șterg, aveam sub programul șterge și îl ștergem pe x de stânga. Bun. Și mă gândeam să facem în oglindă la fel și pentru dreapta. Să mai punem, să punem un alt fel. Altfel, dacă x de dreapta, da? Da. Plus x de dreapta minus 1. Minus 1 este egal cu x de stânga. Atunci, x de dreapta minus 1 egal cu x de dreapta plus x de dreapta minus 1 și îl ștergem pe x de dreapta. Și putem să mai punem încă altfel condiția inițială, cea care era în algoritmul inițial. Să îmbinăm stânga cu dreapta, dacă... Da, da. Și îl punem pe poziția x de stânga plus 1. E x de stânga. Nu, pe poziția stânga, nu? X de stânga. Da. Așa, să fie egal cu x de stânga plus x de dreapta și ștergem x de dreapta. Bun, pentru cazul ăsta funcționează, da? 1 plus 3 e egal cu 4. Și atunci o să ajungem la 4 și 4. Hai să ne uităm pe restul exemplelor. Nu ar trebui să creștem undeva și număr, ca să vedem câte astfel de îmbinări ne trebuie. Păi da, îl creștem dacă am făcut aici îmbinare. De fapt și aici e îmbinare și aici e îmbinare și atunci putem să-l creștem aici. Corect? Da. Toate cazurile astea sunt îmbinări. Bun. Hai să vedem pentru cazul ăsta dacă funcționează. O să ne verifice 1 cu 1, sunt egale. Verifică 4 cu 5. Nu sunt egale. Și atunci o să intre aici. O să zică dacă stânga și stânga plus 1 este egal cu dreapta. Dreapta acum e pe poziția 3, deci elementul din dreapta e 5. O să verifice dacă 4 plus 5 e egal cu 5. Nu este. Și atunci dacă 5 plus 4 e egal cu 4. Nu este. Altfel, o să ni le îmbine stânga cu dreapta, care în cazul ăsta sunt aceleași. Deci e bine, funcționează. Pentru 1, 2, 2, funcționează? Da. Ok, o să verifice 1 cu 2, nu sunt egale. 1 plus 2 nu este egal cu 2. 2 plus 2 nu este egal cu 1 și atunci o să ne îmbine 1 cu
cu 2. Și o să avem 3 cu 2, care nu sunt egale și o să le îmbine. Este varianta asta diferită de cea propusă de voi? Mergem tot cu un cât timp, cu doi contori. Dacă numerele sunt egale, creștem stânga, scădem dreapta. Altfel, comparăm elementul din stânga cu elementul din dreapta. Dacă elementul din stânga e mai mare decât elementul din dreapta, atunci scădem dreapta și pe poziția, pe noua poziție, care de fapt e dreapta minus 1, punem x de dreapta și x de dreapta plus 1, care e echivalentul a ce am făcut aici, x de dreapta minus 1 egal cu x de dreapta plus x de dreapta minus 1, pentru că am scăzut dreapta aici întâi. Și creștem numărul. Altfel, în cazul în care x de stânga este mai mic decât x de dreapta, facem adunarea numerelor din stânga. Prin ce diferă sub algoritmul ăsta de cel pe care l-ați propus voi? Are un if în minus. Ok, dar hai să vedem funcțional. Dacă face vreodată ceva diferit. Nu ne îmbină stânga cu dreapta. Și e corect? Funcționează și pentru un șir de tipul 1, 2, 3, 6. Cel de aici nu funcționează pentru 1, 2, 3, 6? Cu acest algoritm. La ce șir am ajunge? Verifică 1 cu 4, nu sunt egale. 1 plus 2 nu este egal cu 4. 4 plus 3 nu este egal cu 1. Și atunci o să ne combine 1 cu 4. Și o să ajungem la 5, 2. 1, 2, 3, 6, ai spus. Scuză-mă. Și atunci o să ajungem la 7, 2, 3. Continuăm, verificăm 7 cu 3 nu sunt egale. 7 plus 2 nu e egal cu 3. 3 plus 2 nu e egal cu 7. Deci o să ne îmbine din nou stânga cu dreapta. Și o să avem 10. Și 2 și în final 12. Și spuneai că a doua variantă funcționează pentru șirul ăsta, ceea ce înseamnă că cum o să arate șirul rezultat? 6 și 6. E clar pentru toată lumea ce se întâmplă dacă îmbinăm stânga cu dreapta? Da. De ce nu funcționează întotdeauna să îmbinăm stânga cu dreapta? Și atunci, soluția din a doua variantă, întotdeauna, spune. Atunci n-ar trebui să fie că îmbinăm stânga cu stânga plus 1. Aici spui? Da, la 1, 2, 3, 6. Păi îmbinăm 1 cu 2 și apoi 3 cu 3, nu? Da. Da. Așa. Păi asta se întâmplă și aici, uite. O să șterg asta și o să spun aici în loc să scădem dreapta, atunci dreapta minus 1 o să fie egal cu
dreapta plus dreapta minus 1 și scădem dreapta ulterior. Și la fel și pentru stânga. X de stânga plus 1 e egal cu X de stânga plus X de stânga plus 1 și scădem stânga. Acum e bine? Da. Se îmbine X de stânga cu X de stânga plus 1. 1 cu 2. Și ulterior 3 cu 3. E același lucru, doar că acolo am scăzut stânga întâi și de asta era X de stânga, devine X de stânga plus X de stânga minus 1. Dar se adună aceleași elemente. E în regulă? Da. Deci, practic, ca să ne asigurăm că funcționează și pentru astfel de cazuri, întotdeauna însumăm numerele mai mici. 1 cu 2, că poate însumate, se potrivesc cu 6. E similar cu ceea ce ați propus voi, doar că nu îmbinăm stânga cu dreapta, pentru că putem să ajungem în situația asta, în care primele 3 numere îmbinate sunt egale cu al treilea, dar perechi de câte 2 nu sunt egale cu un alt număr. Cu ce mi-aș dori foarte tare să rămâneți după exemplele astea, să fie modul în care ar trebui să vă alegeți exemplele pe care să testați, cazurile de testare. În exemplele pe care le pusesem eu inițial, aceste 2 cazuri nu erau acoperite și atunci de la prima variantă pe care am scris-o, programul era corect pentru cazurile de testare. Dar e foarte important să ne gândim întotdeauna la cât mai multe cazuri posibile și în felul ăsta să testăm și să vedem dacă algoritmul pe care l-am scris funcționează pentru orice situație. Bun. Următoarea problemă, cred că și de asta v-ați lovit. Aș vrea numai să povestim pe scurt cum se rezolvă, că deja suntem aproape de final. Avem un șir format din numere întregi și să vedem dacă șirul este munte. Un șir munte înseamnă că numerele sunt în ordine crescătoare până la un punct, după care încep să descrească. Cum putem să facem această verificare? Printr-un for care merge până la mijloc și verifică dacă x de i este mai mic decât x de i plus 1 și dacă x de n minus i plus 1 este mai mic decât x de i x de n minus i. Ok, deci practic să verificăm ca prima jumătate să fie în ordine crescătoare și a doua jumătate să fie în ordine descrescătoare. Corect? Da. Un. Dar putem să avem 1, 2, 3, 4, 1. Șirul acesta este munte. Crește până într-un punct și apoi descrește. Ne ducem cu un while până ajungem la maxim și după aceea verificăm ca restul șirului să fie descrescător. Nu trebuie să mergem până la jumătate, nu definim până unde mergem. Bun, super. Deci mergem până când se schimbă ordinea elementelor, de fapt. Mergem până când găsim prima, ele sunt în ordine crescătoare, până când găsim prima pereche care nu mai respectă condiția. Și din punctul ăla începem să verificăm să fie în ordine descrescătoare.
Vreți să scriem rezolvarea sau ați înțeles cum se face? Am înțeles. Bun, bine. Și pentru că mai avem 10 minute și am zis că ne uităm și la câteva grile, hai să vedem ceva din ce s-a dat în sesiunea de toamnă. Prima problemă zice că se consideră un algoritm. Nu, prima problemă e cu tablouri bidimensionale. Scuze. A doua problemă. Avem un algoritm și un vector de numere naturale. Aici e algoritmul. Și aici ne întreabă ce returnează apelul cu anumite numere. Cum ați aborda această problemă? Ținând cont de faptul că la examen aveți un timp limitat în care trebuie să rezolvați ideal toate problemele din subiect, cum ați aborda problema aceasta? După părerea mea, ca să ne folosim să fim mai eficienți în examen, e bine cumva să știm exact ce ne face codul scris ca să ne fie mai ușor pentru execuție. Așa că primul lucru asta aș face, mi-aș da seama ce face codul. Ok. Și atunci codul ăsta ce face? Mi-adună prima cifră de la toate numerele. Bun. Super. Și dacă era mai alambicat codul și era un pic mai greu să ne dăm seama ce face, întotdeauna ne rămâne a doua variantă și anume efectiv să luăm valorile respective, să le trecem prin algoritm și să aflăm răspunsul, indiferent dacă înțelegem sau nu ce face algoritmul. Sigur că în viața reală soluția asta e, trebuie să înțelegem întotdeauna cu ce lucrăm, dar pentru examen, dacă vedem că nu ne dăm seama foarte ușor ce face un algoritm, să țineți minte că întotdeauna există și soluția asta. Poate fi sub programul Alex B și să fie așa de alambicat încât să nu meargă nici să-l execuți, nici să-ți dai seama. În principiu, n-ar trebui chiar să nu poți nici să treci prin el. Și cu siguranță poți să-ți dai seama și ce face, dar probabil că trebuie un pic mai mult timp pe care nu neapărat îl aveți la dispoziție în timpul examenului. Dar asta vă garantez că măcar una dintre cele două metode o să funcționeze sigur pentru toate problemele de la examen. Da, am eu o întrebare. Da, sigur. La algoritmul anterior, să zic ceva de prima cifră, dar n-are, nu văd legătura între prima cifră și numărul de cifre total. Adică ce face algoritmul? Deci, ce face acest algoritm? Păi, dacă avem, păi, practic numără numărul de cifre al tuturor numerelor din vector. Ok. Și s-a spus ceva de prima cifră. Cum am ajuns la prima cifră? Cred că ai spus că e prima cifră pentru că e mai mare ca 9, da? El nu adună. Nu, m-am încurcat. Da, dacă mi-adună numărul, nu XDI. Da, m-am încurcat, scuze. Avem un contor care crește din 1 în 1, practic, pentru fiecare cifră. Nu e prima cifră, ci sunt toate cifrele. Pentru că aici împărțim la 10, deci împărțim fiecare număr în cifre și adunăm cifrele. De acum, în general, și ca să ajungem la prima cifră, facem această împărțire la 10, să tot scoatem cifre din număr, probabil că de acolo a fost impresia inițială că adună prima cifră. Alte întrebări?
Nu. Uite, mai avem aici un exemplu cu un șir de numere și trebuie să ne dăm seama care e valoarea returnată de algoritm. Ne gândim ce face algoritmul sau luăm valorile și le trecem prin algoritm. Dacă până acum n-a venit soluția ce face algoritmul, poate că ăsta e unul dintre cazurile în care ar fi mai util, mai rapid, în timpul examenului, să luați direct valorile și să le treceți prin algoritm, să vedeți la ce ajungeți. Un algoritm la care nu e atât de evident la prima vedere. Ce returnează algoritmul ăsta? Asta la prima vedere pare un algoritm de numere prime. Sau nu, de fapt, nu de numere prime, de divizori. Ok. Pentru că faci acolo D, div, A, D, ori A, D, I, egal cu D, deci asta ar însemna să verifice dacă sunt pătrate perfecte sau... Am încercat să nu execut, de-aia încerc variante. Cred că face CMMC. Între cine și cine? Că avem și un număr numele din vector. Și atunci V-ul la ce-l folosim? Poftim? V-ul. Mai e variabilă aceasta, V. Păi, între V și fiecare număr din vector. Ok, deci face CMMC-ul între V și fiecare număr. Adică între 3 și 2, între 3 și 4, între 3 și 2 și între 3 și 10. Cred că ni s-a terminat timpul și o să facem așa. Eu vă spun care e varianta corectă și vouă vă rămâne să aflați ce face algoritmul. Răspunsul pentru acest set de date este C60. Problema o găsiți în subiectele din septembrie 2023 și vă rămâne vouă să aflați ce face algoritmul. Cred că suntem gata, nu? Păi chiar plăcut, o zi frumoasă. Revedere! Revedere!